Sunt Maia Benărescu, avocată poporului pentru drepturile copilului și astăzi sunt în incinta Bibliotecii Municipale Hajdeu pentru a prezenta un top a cărților în cadrul clubului Impresii de Viață și Cărți. Eu am fost protagonista anul trecut acestui club și am rămas cu impresii foarte bune și iată astăzi, către 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, am hotărât împreună cu Biblioteca Municipală Hajdeu să facem un top a cărților care ar fi recomandate copiilor pentru a fi citite, evident, reieșind și din acele cărți, preferințe care le-am avut și eu pe parcursul meu de copilărie și adolescență. Astăzi, fiindcă este 1 iunie, vreau să duc un mesaj de felicitare tuturor copiilor, să-i doresc să fie sănătoși, să aibă o vacanță frumoasă, să fie alături de părinți și de cei apropiați care au grijă de ei, și nu în ultimul rând, vacanță plăcută, că este totuși vacanță, să aibă o vacanță creativă, copiii, nu uitați să citiți. Vreau să vă zic că, în calitatea mea de avocată a poporului pentru drepturile copilului, în care activez din 2016, am contactat cu foarte mulți copii, totdeauna mă interesează opinia copilului, țin cont de opinia copilului, de interesul superior al copilului în activitățile mele, și mă întâlnesc foarte des cu copiii, fie că eu merg la voi copiii în școală, fie că invit copiii la activitățile mele din oficiu. Este Forumul Național pentru Drepturile, Forumul Național în care invit copiii din toată țara și discutăm foarte multe probleme interesante care duc la încălcarea drepturilor copilului, percepere copilului pentru primire respectarea drepturilor copiilor. Unul din drepturile pe care foarte des le discutăm este dreptul la educație. Evident că dreptul la educație nu poate să fie asigurat prin citire, da? Pentru că noi trebuie să știm mult, pentru a face, în primul rând, în afară de programul care ne este dat de dreptul la educație, trebuie să citim și pentru dezvoltarea noastră generală, dezvoltare ca și personalitate. Eu iubesc să citesc și am iubit să citesc de mică. Vin dintr-o familie unde mama mea a fost bibliotecară, deci eu am crescut în biblioteca școlară unde mama mea lucra. La fel, la mine acasă se citea mult, se juca șahmate, se organiza diferite activități foarte interesante și pe parcursul vieții cititul m-a urmat. În plus, am făcut și facultatea de bibliografie, prima mea facultate, după care, de a doua facultate, am devenit juristă, am finisat facultatea de drept și activez în domeniul juridic până în ziua de astăzi, în calitate de ombudsman al copilului. Ce vom face astăzi? Anul trecut am planificat cu Biblioteca Municipală Hajdeu acest eveniment, cu participarea copiilor, conceptul a fost elaborat ca să participe și copiii. Cu regret, suntem în situația epidemiologic nesatisfăcătoare în legătură cu COVID-19 și nu putem să vină copiii aici alături de noi, dar să știți, dragi copii, că cei care am discutat cu voi și v-am auzit opinia voastră față de citit, față de dorința și dragostea față de a avea o carte și a răsfoi-o și cărțile care le-ați recomandat voi copii și voi pentru alți colegi de-a voștri sunt aici lângă mine și le voi prezenta din numele vostru. Și să nu uităm, dragi copii, că anul ăsta suntem în anul lecturii naționale și respectiv este un eveniment foarte important, are câteva semnificații. În primul rând, cum vă zic, suntem în cadrul Anului Național de Citire, este 1 iunie, Ziua Copiilor și este începutul de vacanță. Vacanță care voi, în afară de odihnă, sunt convinsă că veți citi o carte preferată. Vă spuneam că eu am iubit cărțile și îmi plăcea să citesc, ajunsesem până la momentul că puneam o carte artistică de sub și manualul în față, deasupra, ca să nu vadă părinții ce citesc, pentru că nu prea intenționam să citesc în detrimentul orelor, temelor de acasă. Și
Am crescut cartea mea de căpătâi, cu regret nu pot să o arăt aici, pentru că n-am găsit-o. Este cartea mai înrit, Călărețul fără cap. Iată, eu am crescut cu cartea aceasta în sensul figurat. Mi-a plăcut foarte mult, eram încântată de ce eroi, de ce prerii din americane vaste, de ce cai sălbatici care pășteau și alergau pe aceste pagini, de dragostea romantică între Morris, Gerald și Luisa Ponderstein, da? De acele intrigi și răzbunare care a fost descrisă în roman. Și este foarte interesant că dragostea lor până la urmă a învins. Este o carte foarte interesantă, o carte care te atrage. Ești într-o lume fantastică, o lume care nu este aceeași cum este la noi în Moldova, cu alte peisaje. Și iată, eu fiind în vârsta de 10-11 ani, când am citit această carte, mi-a rămas în memorie și tot de una o păstrez ca carte care m-a marcat cel mai tare în acea perioadă. În plus, am văzut ecranizarea acestei cărți, care cu artiști foarte frumoși și un joc extraordinar. Și vă recomand, dragi copii, dacă găsiți această carte, Călărețul fără cap, de Călărețul fără cap de Mayan Reid, vă invit să o citiți, este foarte interesant, o să vedeți o altă lume, o lume americană, sălbatică, încă când nu era civilizația, era un alt secol decât secolul de astăzi, dar nu vă zic, vă las intrigați să vedeți, să citiți această carte, să vedeți în imaginar acel călăreț fără cap care aleargă calul, galopează și pe el stă călărețul fără cap. Cine? De ce? Cine este cel călăreț? De ce este fără cap? Sunt foarte mari intrigi și foarte interesant. În afară de această carte, desigur, fiind și eu elev, am avut în fața mea foarte mult de citit. Am citit cărțile care mi le-au recomandat ca să le citesc literatura din școală. Dar în afară de aceasta, am citit foarte multă carte artistică care m-a atras. Și am venit astăzi în fața voastră. Dar n-am putut acele cărți care eu le-am citit când eram adolescentă să nu fie în biblioteca mea și pentru copiii mei. Și vă prezint astăzi câteva cărți care sunt la ziua de azi în biblioteca mea, care le-am citit eu și copiii și vă recomand și vouă. Coliba unchiului Tom. Coliba unchiului Tom. O carte extraordinară. O carte la fel care vă duce într-o lume care noi nu cunoaștem doar din cărți, o lume descrisă de autor foarte bine, despre plantațiile unde lucrau robii. Este vorba de sclavie, este vorba de America de Nord, este vorba de America de Sud, unde pe plantații lucrau robii. Robii, ce înseamnă robii? Sunt acei care nu au niciun drept, doar lucrează și sunt în slujba stăpânilor, lupta lor pentru libertate, acei cruzimi care era în față de aceste persoane, dar sunt și ele persoane care au iubit, sunt persoane care au trădat, sunt persoane care au luptat pentru libertate, care până la sfârșit au obținut această libertate. Este o carte foarte interesantă și vă recomand să citiți această carte. Este foarte captivantă și o să citiți într-o răsuflare acea căsuță, nu departe de casa stăpânului, o cocioabă, așa zis, a lui unchiul Tom. O altă carte care vreau să vă zic pe mine, o altă carte care m-a marcat și a avut influență asupra dezvoltării mele ca și adolescent, prin puterea de a fi, de a lupta pentru idealuri, și este Chemarea străbunilor de Jack London. O carte extraordinară. O să găsiți un animal foarte dulce, niște animăluțe care au dus viața alături de stăpânul lor, acolo unde departe, unde este frig, cum trăiesc aceste animale care
sunt și animale de, de tracțiune, duci câinile, veți vedea și în ce constă chemarea străbunilor, că indiferent unde este, că este unde este ființa, totdeauna va fi cu gândul la străbuni, va fi chemarea străbunilor. Și până la urmă, ce se va întâmpla, o să vedeți că totuși chemarea străbunilor a învins viața pe care o ducea această ființă descrisă de autor. Deci m-a frapat exact prin faptul că chemarea străbunilor, deci să nu uităm de unde venim, indiferent că este om, că este un câine, orice ființă, de unde a plecat, trebuie să țin cont și să țin cont de izvoarele de unde a plecat. Noi, oameni în special, să nu uităm de unde venim, că este sat, că este oraș, că este o altă țară, să nu uităm țara noastră, să nu uităm tradițiile noastre și să le respectăm. Și vă recomand, este o carte foarte captivantă la fel. În afară de literatura artistică, unde care am genul ăsta de literatură despre care am vorbit până acum, tare am fost atrasă de literatură de care ar descrie faptele juridice, biletristica. Este vorba de... Mi-a plăcut foarte mult dreptul de mică. Am citit foarte multe cărți unde se făceau investigații penale, se stabili cine a făcut infracțiunea, cum a comis-o, care sunt, ce face procurorul, ce face închetătorul, cum este apărat persoana care este victimă. Deci tare mult m-a frapat, iată însăși, forma asta penală de mică. Și în adolescență am citit foarte multe cărți de genul respectiv, dar acum în fața voastră vreau să vă aduc o carte care descrie, am descris pe vestitul Sherlock Holmes și Watson, prietenul lui, care descoperă foarte multe crime și foarte multe crime interesante, cum e foarte interesant cum descoperă care este logica care aduce să ajungi la adevăr, să descoperi acel infractor care a comis, pentru că este foarte important ca să fie pedepsită acea persoană care a făcut crima, a făcut acest rău, dar nu o persoană care este nevinovată și aparent poate să fie că este vinovată o altă persoană, dar în realitate este cu totul altul care poate nici nu te gândeai. Și iată, logica urmării este foarte importantă și vă recomand. Sunt foarte multe lucrări. Asta este doar o lucrare care vă vorbește despre Sherlock Holmes. O să fiți foarte încântați de această carte, mai ales a cei care sunt interesați de acest gen de literatură, această tematică. Deci, copiii, am vorbit despre literatura universală care m-a marcat foarte mult și vreau să vă mai zic, nu am aici aceste cărți, am citit foarte mult literatura universală, Maurice Druon, am citit toate cele 20 ceva de cărți lui Dumas, Alexandru Dumas, despre trei mușchetari, 10 ani până, 10 ani după, despre cele lupte în culise a regilor francezi. Și iată aceste cărți ce ține de viața, lupta cu intrigile în culise a regilor francezi, acești mușchetari m-a frapat foarte mult, mi-a fost foarte interesat și de ce am urmărit și am citit, vă zic, acele toate 20 de tomuri care Alexandru Dumas, am avut mare ocazie să fiu, să lucrez într-o secție așa numită secția rară din bibliotecă din localitate și unde era un stelaj întreg cu Alexandru Dumas și acum văd cărțile cele mari, volume mari, roșii, unde stăteam cu ochiul numai în cărți și citeam tematica. Totdeauna am fost frapată de ce este atrasă de intrigile care erau în
după culise, da? După culise, pentru că ceea ce fac regii în public este o viață, dar cum duce viața personală este cu tot altul. Și vă recomand să citiți astfel de cărți, pentru că, în primul rând, sunt interesante, vedeți și o altă viață a regilor, vedeți și o dragoste foarte frumoasă, care apare și la vârstă mai înaintată, și la vârstă foarte fragedă, o dragoste de copilărie care este dusă pe parcursul întregii vieți. Cine poate deveni rege, în ce condiții devine rege, cum luptă pentru acest tron, și tot asta o să vedeți atunci când o să citiți literatura, dar nu numai a regelor, a curții franceze. Practic o găsiți și la englezi și la alte curți regale. Am citit foarte multă literatură și despre curtea regală din România. Este la fel de interesant să urmăriți despre regii și domnitorii din România, acea țară care a fost și noi parte și este foarte interesantă. Doamnele din Curtea Domnească este o carte foarte interesantă, care la fel prezintă interes nu numai istoric, dar și să înțelegi portul, cultura din toate timpurile. Vreau să mă întorc la literatura noastră, literatura română, și vreau să precizez că noi, generația mea, nu am studiat și n-am avut în vizorul nostru literatura pe care voi în zilele actuale, după anii 90, ați avut-o și ca obiect de studiu, dar și a fost mai accesibilă și ați studiat foarte multe cărți din literatura română. Eu, la vârsta mea, am încercat să citesc acele cărți care voi le citiți practic și ieșind din obligațiunile voastre și dorința de a citi din instruirea din literatura română pe care o aveți la studii. Și cărțile care le-am citit recent este chiar Mara. Este Mara. Este Mara de Ioan Slavici și am citit-o cu mare drag și mare plăcere. M-a adus în două secole în urmă, când se muncea foarte mult pentru existență, m-a impresionat acea mară care a luptat pentru viața copiilor ei, viața copiilor să fie mai bună, și cu toate greutățile a reușit ca copiii să aibă o altă viață decât a avut-o ea. Am fost impresionată și am retrăit, și de ce nu, dragostea acestor tineri, dragostea copiilor mari, dar vă las să vedeți finalul, vă las să retrăiți aceste sentimente pe care le-a trăit și copiii mari, și o să vedeți că dacă lupți, obții. Dacă vrei, obții, și vă îndemn să fiți cu cerință, dar să nu uitați despre obligațiuni, despre responsabilități, pentru că a vrea ceva trebuie să și dai. Și o să vedeți că dacă respecti niște reguli, atunci obții ceea ce dorești. Iubreanu, Ion. Voi ați avut norocul să cunoașteți pe Ion mai de mult, poate chiar din primele clase, poate și mai devreme, când erați încă copii și părinții voștri citeau aceste cărți. Eu am luat cunoștință, cum vă zic, ceva mai târziu, și la fel m-a adus să înțeleg acele timpuri trăite de acei țărani care au muncit, care vedeau pământul unica posibilitate de a putea trăi cu mai puțini griji, dar cu o muncă extraordinară de grea. M-am întors în acea perioadă în care se infiripa dragostea față de limba română și lupta față de limba română, lupta acelui profesor de a învăța copiii în limba română.
am trăit și dragostea și tragedia lui Ion. Și nu numai a lui Ion, și a celor personaje care sunt descrise de Liviu Rebreanu în această carte. Am văzut și o să vedeți și dragoste cu final fericit, dragoste cu mai puțin fericită, dar oricum toată dragostea, fiecare fel de dragoste trebuie trăită și înțeleasă. Și este foarte important să înțelegem psihologia acelor persoane. Pe mine, ca și erou, Ion m-a pus pe gânduri foarte mult, anume psihologia, comportamentul acestei persoane care s-a zbătut, s-a luptat cu între două mari încercări, provocări, fie că el devine bogat și iubește o fată care el nu o iubește, fie că el rămâne cu dragostea, cu o dragoste foarte mare, alături trăiește, dar rămâne sărac cum a fost. Și la urmă, cine a învins? O să vedeți, dragi copii, vă îndemn să citeți această carte foarte interesantă. George Călinescu, Enigma Otiliei. Din start, însă denumirea, ne face să ne dăm seama că va fi ceva, o enigmă. Și cine este această enigmă? Evident că este Otilia. De cine este descoperită Otilia? O să vedeți în carte, autorul face o expunere foarte interesantă și foarte captivantă. Tot timpul te lasă cu semnul întrebării la fiecare capitol, să vezi ce va fi mai departe, în continuare. Să vedem totuși care este enigma acestei Otilia. O să vedeți câtă luptă la fel între rude pentru a deține proprietățile, averea altuia. Și o să vedeți pe Otilia care toată viața ei a trebuit să se simtă că cineva nu o recunoaște. Și nu ca și fiica legitimă a omului care o iubea foarte mult și la fel o iubea, și Mara îl iubea pe cel tată, cu toate că nu era fata lui biologică, dar dragostea între tată și fiică era foarte mare și ceea ce înseamnă că nu este important ca să fie părinții biologici. Este importantă grija și dragostea care ți-o acordă aceste persoane în familie unde crești. Și iată, Mara s-a crescut de mică până la adolescență în dragoste și grijă față de tatăl Vitric. Și n-a știut până la maturitate și a aflat întâmplător. Ea nici nu putea să-și dea seama că o persoană poate să iubească în așa măsură o fată, un copil care nu este al său. Dar se poate, dragi copii, niciodată nu trebuie să vă descurajați dacă așa este soarta, că cineva nu este într-o familie completă, nu este părinții biologici, este importantă ca dragostea să vă fie oferită. Și enigma Otiliei rămâne o enigmă pe tot parcursul cărții. La urmă o să o descoperiți, cineva o să zică, da, am descoperit-o pe Mara, mă scuzați, am descoperit-o pe Otilia, sunt cu gândul încă la Mara. Cineva să zică așa și n-am înțeles care a fost enigma mare, depinde de perceperea noastră, dar este o carte foarte interesantă și în aspectul expunerei. Și o să vedeți soarta un alt tânăr, care fiind adolescent și a rămas fără părinți, a reușit să-și continue studiile, să devină un medic, ca și tatăl său, un medic foarte bun, prin încercări, prin provocări. El era acel mare îndrăgostit în Otilia, care a sperat totdeauna că se va bucura de dragostea Otiliei, dar s-a bucurat sau nu, a fost alături de Otilia. Urmează să citiți, să vedeți singur, individual, care este finalul acestei cărți, succese, și
Sper că, sunt convinsă de fapt că o să vă placă ceea ce veți citi. Dragi copii, am vorbit până acum despre ceea ce eu am citit, despre ceea ce cum am citit și că continui să citesc. Acum, întâmplător, mi-a nimerit sub mână bibliografia doamnei Coco Chanel, vestita noastră, vestita modelier vestit internațional, și am început doar de la un interes să citesc această carte și mi-a părut foarte interesantă să văd, să urmăresc soarta acestei femei, care este o vestită doamnă, care a îmbrăcat multă, practic toată lumea, cu modelele ei inspirate din copilărie, de la cele măicuțe unde a crescut ea, de la cei soldați, pedeștri, cavaleriști. Deci ceea ce a înconjurat-o, ea a luat cât un element și a adus moda, care și astăzi când auzi de Coco Chanel este ceva foarte prestigios și multe doamne și domni doresc să poarte acest brand. Și citind primele rânduri, am înțeles că mi-ar fi interesant să văd cum a progresat această doamnă, fiind născut într-o familie foarte săracă, a unei familie de ambulanți, vânzător ambulanți, tatăl era, ceea ce înseamnă că mic vindea. Avea un car unde erau și copii, acolo era și familie, acolo erau și multe obiecte pe care le vindea. De la un târg la altul, toată Franța a trecut această familie, ca până la urmă, după moartea mamei, să fie dată, să fie crescută la o biserică, la o mănăstire, și acea educație care a primit-o în biserică, în mănăstire, de fapt, a lăsat amprente foarte mari asupra educației și dezvoltării ei, care până la urmă a ajuns să fie o mare om a stilului vestimentar, care stă la baza de fapt a conceptului în acea perioadă. A trăit în secolul XIX, secolul XX, și a văzut și primul război mondial, l-a simțit și războiul al doilea mondial, și fiecare element, fiecare eveniment al vieții sale a fost transpus în creațiile ei. Și iată, în felul ăsta te marchează tot orice carte citită, fie că este de genul care îți place să citești mai mult, pe mine totdeauna m-a atras mai mult tema juridică. Probabil și asta și m-a marcat ca eu să devin jurist. Acasă părinții abonau așa zisul cel vechi zacon, omul și legea. Erau niște reviste foarte voluminoase, în care erau descrise diferite cazuri, descrieri, lege penală, lucru procurorilor, închetătorilor. Și iată, pentru mine asta a fost prima întâlnire cu tematica juridică, care, vă zic, m-a marcat pe parcurs și am devenit și acel jurist care n-am putut să iau prima facultate, deoarece în acea perioadă când eu am finisat studiile, era foarte complicat pentru fete să aibă meserie de jurist. Erau primiți la studii doar băieții și majoritatea erau și după serviciu militar. Așa erau timpurile în acea perioadă. Am fost discriminată prin acces la studii superioare, o discriminare bazată pe gen, că pur și simplu eram de genul feminin și n-am putut să acces la cele studii. Dar mi-am realizat visul și am făcut facultatea a doua, având deja doi copii în familie, fiind căsătorită, și am devenit jurist. Și astăzi fac această meserie cu mare drag, dar vedeți că și cititul m-a marcat pe parcursul vieții, că în prima facultate am ales biblioteconomie și am fost permanent alături de cărți. Și am continuat să fiu și sunt și în ziua de astăzi și mă bucur și copiii mei citesc. Sunt atrași, mai greu este cu generația mică, pentru că copiii de la un an deja stau în gadgeturi, în telefoane, dar este o greșeală foarte mare a părinților că nu le citim înainte somnului de somn, nu îi deprindem cu cărțile, pentru că asta chiar te ajută să-ți dezvolți personalitatea.
O să vedeți, o să discutăm despre ceea ce a recomandat copiii, că de la începutul emisiunii, evenimentului, eu v-am zis că trebuiau să fie și copiii, dar am luat de la acești copii care urmau să participe recomandările pentru voi și o să discutăm și despre gusturile celor adolescenți și ce recomandă, ce au citit și ce recomandă pentru voi. La prima parte, ca și la final, despre să vorbesc despre mine, să trecem la copii, la colegii voștri, la cei adolescenți care au participat online la eveniment. Vreau să vă recomand un lucru foarte important, deja pur juridic. Este vorba de Convenția ONU privire la drepturile copilului. Cu toate că este o carte de drept, este o carte care poate nu va reprezenta interes artistic, dar, cum vă zic, este o carte, este o lege. De fapt, este o lege, o lege internațională. Este Convenția ONU pentru drepturile copilului, care a fost adoptată în 1989 de Organizația Națiunilor Unite, și este ratificată de toate statele lumii. Republica Moldova din 1993 este a intrat în vigoare pentru Republica Moldova și țara noastră. Orice lege care o adoptă pentru protecție drepturilor copilului, pentru drepturile copilului, ține obligatoriu de toate articolele, de toate drepturile care sunt incluse în această convenție. Deci este carte, lege de căpătâi pentru copii. De ce vreau să vă îndemn să fie această carte lângă voi? Acest buclet, această lege, este cea mai importantă lege pentru voi, pentru a vă cunoaște drepturile, pentru părinți și pentru orice persoană care vrea să-și cunoască drepturile, dar drepturile se încep de la naștere. Sunt foarte des, cum vă spuneam, și discut cu voi, copii, și prima întrebare a mea este, vă cunoașteți drepturile? Și voi spuneți că da. Când începem să discutăm ce înseamnă un drept, iată aici deja vă este mai complicat pentru că nu sunteți instruiți corect. Nu vă se spune corect ce înseamnă un drept. Dreptul e totdeauna foarte des, de fapt, mi se aduce ca o replică că vorbesc cu voi doar despre drepturi și nu despre obligații. Prima replică a mea, feedback-ul meu este primul, că copiii nu are obligații. Au responsabilități. Obligația are statul și noi, adulții, să vă creiem condiții și să vă creștem. Voi aveți responsabilități. Și este foarte important ca fiecare persoană când se naște să-și cunoască drepturile. Dar corect, orice drept are o obligație, o responsabilitate. Vedeți, dar mă încurc și eu. Dreptul, responsabilitatea. Dreptul, responsabilitatea. Iată cum ar trebui să fiți instruiți copii. Pentru că dreptul este important să-l înțelegeți. Dreptul este, vă mai întreb, dragi copii, cine vă dă drepturile? Ce înțelegeți voi prin drepturi? Ce înțelegeți prin drepturi? Încercați să vorbiți și, da, unde ne reușește să vorbim, să explicăm, unde nu reușește să-mi explicați. Dar la întrebarea cine ne dă drepturile, majoritatea, 90% de copii, spuneți că statul dă drepturile. Dragi copii, trebuie să cunoașteți că drepturile sunt de la naștere. Ele sunt naturale. Voi vă nașteți, orice ființă umană se naște cu dreptul. El are dreptul de la naștere. Dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la educație, dreptul la informare, dreptul a-ți expune opinia, dreptul de a avea familie, dreptul de a avea nume și cetățenie. Multe drepturi care sunt aici, acestea sunt drepturile la naștere. Nu vă le dă statul. Statul, funcționarii publici, trebuie să facă legi, să vă asigure că aceste drepturi sunt respectate. Adulții, părinții, trebuie să vă iubească și să vă acorde condiții prietenoase. Și trebuie să cunoaște, să știți că dacă știi dreptul, trebuie să știi și ce trebuie să faci cu ele. Cum trebuie să ți le aperi și unde să te adresezi. Vă îndemn să vă adresați dacă aveți o problemă, dacă vreți să cunoașteți despre drepturi sau dacă aveți voi o problemă, părinții voștri, pedagogii, sau un vecin, sau un prieten, adresați-vă la mine, la Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, că eu sunt și obligată să vă ascult, să vă dau răspuns.
dar și omenește reieșind din mandatul meu. Și vreau să vă zic că la mine, ca și la ombudsmanul copilului, poate să adreseze și copiii, deoarece nu la celelalte autorități se adresează reprezentantul vostru legal, dar la ombudsman se adresează copilul. Și vreau să vă îndemn să vă adresați, să folosiți această posibilitate pentru a discuta despre drepturi. Și trebuie să înțelegeți că noi auzim foarte des, da, că în țara aceea tare bine de trăit, că tot este pentru oameni. Ce înseamnă a trăi bine, tot este pentru oameni? Asta înseamnă că tot ce face statul ține cont de drepturi și după aceea de legi, dar nu legi pe urmă că tăm unde să punem dreptul. Și atunci când voi ați ști ce înseamnă dreptul, voi ați ști că să cereți și, și cum trebuie să cereți și de la cine să cereți. Asta tot se învață prin citire, prin instruire și ceea ce în școală trebuie să se predea, trebuie să fie o disciplină obligatorie, trebuie să fie teme obligatorii și trebuie de la grădiniță de început să discutăm despre drepturi, responsabilități, ce facem într-o situație, cine trebuie să ne răspundă, cine trebuie să ne asigure. Deci, copiii să cunoașteți, ca și finalitate, la prima parte a mea despre mine, de fapt trec deja la voi, citiți drepturile, aveți încredere în drepturi, că nu sunt doar norme scrise, dar este ceva real, dar este atunci real, devine dreptul, atunci când noi îl facem să fie real. Deci, dragi copii, fiți îndrăzneți, fiți curajoși, adresați-vă, vă aștept telefoanele voastre, este linia, zis așa, linia fierbinte, de fapt este linia verde a ombudsmanului copilului, telefonul copilului, care sunt sunetele, sunt gratuite, se poate telefona de pe orice telefon, mobil sau fix, și apelurile sunt gratuite, apelurile sunt, nu sunt divulgate nici problema, nici persoana care sună, și la acest telefon veți primi răspunsurile care aveți nevoie și voi, și părinții, și orice persoană care este interesată de dreptul. 0800 111 16 0800 111 16 sau 0800 cifra 1, repetăm de 4 ori, 0800 1 1 1 1 6 0800 1 1 1 1 6 0800 4 de 1 6. Vă aștept telefoanele voastre. Și cum vă spuneam, dragi copii, de la începutul discuției noastre, alături de mine astăzi trebuiau să fie copii. Trebuia să fie copii care să vină cu recomandări de carte, ce au citit ei, și să vă recomande și voi o să citiți, dar situația epidemiologică nesatisfăcătoare din Republica Moldova, acest virus COVID ne-a schimbat foarte mult modul nostru de a fi, ne-a schimbat foarte mult plecările noastre, ieșirile afară, ne-a limitat, ne-a impus niște reguli stricte care noi trebuie să le respectăm și vă încurajez în continuare, vă îndemn, respectați aceste reguli, nu ieșiți afară dacă nu aveți necesitate de o plimbare, purtați măști, protejați-vă că COVID-19 într-adevăr este foarte grav și copiii la fel se îmbolnăvesc ca și adulții. 57, 70 de copii, au fost și 118 copii în spital, molipsiți de COVID. Și deci să trecem la o notă optimistă. În următorul episod, episodul întâi, l-am terminat cu mine, deci copiii venim deja, vă aduc mesajul colegilor voștri care trebuiau să fie aici alături de mine astăzi. La Biblioteca Municipală HD-ul, în cadrul Clubului Impresii de Viață și Cărți, topul cărților și consacrat, cum vă ziceam, la două evenimente foarte mari, Anul Național al Citirii, al Lecturii și 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului.